Procesul, care îi vizează pe primarul din Rădăuți, Aurel Olărean, și pe alți trei oameni de afaceri, se va judeca la Curtea de Apel Cluj. Acest lucru a fost stabilit ieri de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a admis astfel acțiunea promovată de reprezentanții structurii centrale ADNA. Cererea a fost înregistrată vineri 19 septembrie și va avea termen pe 7 octombrie, numai că procurorii au cerut preschimbarea termenului de judecată. Solicitarea a fost admisă și judecătorii instanței supreme au analizat-o încă de ieri, trimițând dosarul în momentul în care acesta va fi finalizat cu rechizitoriu către Curtea de Apel Cluj. Cererea de strămutare a fost formulată deoarece anchetatorii se tem de o posibilă influență a celor patru persoane, extrem de cunoscute de altfel pe plan local, asupra completului de judecată din Suceava, căruia i-ar fi revenit în mod normal sarcina să analizeze dosarul. Amintim că Aurel Olărean, primarul municipiului Rădăuți, arestat în acest dosar, este acuzat de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, șantaj și complicitate la șantaj.